Județul Giurgiu se află sub atenționare cod portocaliu de ninsori și viscol de azi dimineață de la ora 6. Viscolul, care și-a făcut de cap timp de 3 ore, a determinat autoritățile să ia măsuri în ceea ce privește drumurile județene din Giurgiu. Astfel, la ora 9:30, traficul pe DN5B a fost restricționat, însă doar pentru o anumită categorie de autovehicule. Prima decizie a CNADNR, drumul național 5B, care face legătura între Giurgiu și localitatea Ghimpați, a fost închis traficului pentru mașinile cu un tonaj mai mare de 7,5 tone, însă până diseară nu este exclus ca traficul să se închidă și pentru autovehicule. În aceste condiții, șoferii care conduceau mașini de mare tonaj și vroiau să meargă spre Ghimpați au fost întorși din drum de polițiști. Chiar și cei care se deplasau cu mașini mici au fost opriți pentru a primi câteva recomandări. Până la Ghimpați să circulați. Aveți grijă că circulați, că drumul este facent. Să circulă cu porțintul mic. Sunt porțiuni unde se circulă. Circulați cu mai atenție, da? Aveți grijă, circulați cu atenție. Dar și ceva s-a blocat, adică s-a dat după dacă pare nu mai blocat. Sunt porțiuni unde se circulă cu un curent. Mergeți ușor, cu grijă. Cu mai atenție. Pe drumurile județene și naționale se circulă în continuare în condiții de iarnă și se acționează cu utilaje de dezăpezire și material antiderapant. Rămân blocate drumul județean 503A, respectiv Oncești, Izvoarele, Răsuceni, drumul județean 503, Toporul, Drăgănești, Vlașca, drumul județean 506, Toporul, Răzmirești, drumul județean 412B, Sterea, Neajlov.